profesor Bulcan. Ne trezim cu tot felul de tumori și ne întrebăm cum au venit. Sunt trei prafuri otrăvitoare neurologul Dumitru Constantin Bulcan, cel care scria în 1981 Inteligența Materiei, o carte care a bulversat comunitatea științifică românească, vorbește despre medicamentele viitorului, dar și despre rolul nefiast al stresului în viața noastră. Care sunt mecanismele care declanșează boala în organism și ce rol joacă stresul în provocarea bolii? Profesor Dr. Dumitru Constantin Dulcan. Stresul are un rol foarte nefericit. Stresul este reacția pe care o are organismul la o traumă, care poate să fie fizică, psihică, emoțională. Stresul în organism are efect asupra a trei elemente structurale esențiale: neuronul, ADN-ul, adică substratul genetic al organismului, și sistemul imunitar. În ceea ce privește neuronul, stresul blochează neurogeneza, formarea de noi neuroni sau formarea de noi conexiuni. Și iată că în secolul nostru vorbim de o frecvență din ce în ce mai mare, de o morbiditate crescând a bolii Alzheimer, deci a pierderii capacității intelectuale. Asupra acidului dezoxiribonucleic, deci asupra substratului genetic. cromozomii au niște proteine la capetele lor cu rol de protecție, se cheamă telomeri. Stresul acționează asupra acestor telomeri, pe care îi scurtează astfel. Mai exact, cu fiecare diviziune celulară, telomerii se scurtează, stresul acționează asupra lor, deci reduce pur și simplu longevitatea, durata vieții. Un exemplu. Există date de care dispunem, ale unor oameni care s-au ocupat de domeniul geneticii, și care spun că, de pildă, în cazul unei mame care are un copil cu o suferință cronică, se poate constata la nivel de telomeri că este mai în vârstă cu 10 ani decât vârsta din buletin. Există experiențe care arată că supunerea la stres are efectul acesta și, din potrivă, scoaterea din stres a individului, alături de o anumită alimentație, poate să revacă acești telomeri sunt experiențe ale unor oameni de știință din Statele Unite ale Americii, mergând prevalent pe ideea de alimentație vegetariană. Iar cu sistemul imunitar ce se întâmplă? Asupra sistemului imunitar, un stres, o furie, o mânie de 5 minute poate să blocheze celulele sistemului imunitar aproape până la 5-6 ore. Sistemul imunitar este acel sistem de celule și organe care produc linfocite. Acestea ne apară de virusuri, de bacterii și și fac datoria, circulând în permanență în organism. De pildă, celulele care mor trebuie îndepărtate. Iar în organism există celule limfotice killer sau cigașe, care înglobează aceste celule care mor, pentru că altfel ele se pot fixa pe un loc, creează inflamație și de aici ne putem trezi cu tot soiul de boli, inclusiv cancer. Așadar, aceste celule numite medical neca sunt extrem de utile, ele trebuie să circule în permanență în organism ca să poată și să ne apere împotriva tuturor acelor substanțe care sunt străine de corp. Stresul le bure eficiența. Spuneați la un moment dat că lumea modernă este supusă enorm de mult la stres. Tehnologia ne-a oferit foarte multe avantaje, dar în același timp a depășit ritmul nostru biologic de adaptare. Uitați-vă și la ce se întâmplă în mass media. Toate știrile pe care le urmărești numai lucrurile le anunță. Toate astea ne afectează. Dincolo de asta, există în viața tuturor oamenilor care trăiesc în lumea asta și suferințe, necazuri. Tehnici de apărare dar cum să facem să ne ferim de acest stres? Sunt o mulțime de probleme cu care ne confruntăm zilnic. Sigur că este esențial să nu te implici. Implicarea emoțională într-un fenomen negativ, într-o știre de la televizor, etc., îți consumă enorm de multă energie. Trebuie să te aperi încercând să te detașezi, asta înseamnă autoeducație, să cunoști ceva despre tehnici de apărare de stres și, sigur, să le viți. De exemplu, te duci la șeful tău și, dacă știi că o să-ți facă scandal, deja să anticipezi, să încerci să fii cât se poate de indiferent, să-ți pui un baraj. E una dintre tehnicile de apărare. Sigur că nu poți să eviți complet stresul, fiindcă trăim într-o lume în care vrem nu vrem, avem și stres. Fiecăruia dintre noi îi se îmbolnăvește cineva, îi moare cineva, ne mor prieteni, ne mor din familie, acestea sunt stresuri care sunt inevitabile, fac parte din biologia noastră. Evident, acestea sunt situații în care nu poți rămâne indiferent îți moare cineva, nu poți să râzi, este anormal, astea sunt lucruri care țin de naturalețea lucrurilor, nu despre asta discutăm. Dar eu vorbesc de celelalte cazuri, în special de stresul pe care ni le provoacă urmărirea știrilor negative, pe care cineva ni le toarnă pe gât gratuit, numai că unii să câștige audiența. Cred că societatea ar trebui să gestioneze stresul și sunt multe mijloace. Cred cu toată tăria. Condiția este ca oamenii care ne conduc să aibă și ceva noțiuni de psihologie socială, așa cum trebuie să aibă noțiuni de filosofie economică. Dar ce putem face concret? Fiecare dintre noi trebuie să facă efortul să se schimbe, în primul rând să nu-l streseze pe cel de lângă el, pentru că în momentul în care eu îl stresez pe celălalt, mă stresez implicit și pe mine însumi. Această schimbare trebuie să înceapă cu fiecare din noi. Deci avem nevoie la nivel social, de o gestionare a stresului, dar și la nivel individual, și când vom reuși toate lucrurile, acestea putem să mai vorbim atunci și de sănătate și de o existență cât de cât armonioasă. Trei prafuri otrăvitoare alimentația ce rol joacă în menținerea unei stări bune de sănătate? Sunt trei prafuri albe otrăvitoare. Sarea multă, zahărul alb și făina albă. Nimeni nu vrea să mănânce pâine integrală. De ce mâncăm pâine albă, care este secată de toți nutrienții din ea? Pâinea integrală este cea sănătoasă organismului nostru. Fumatul face, de asemenea, foarte rău, aditivii alimentari care se pun pentru conservare, coloranții, toate aceste lucruri ar trebui să fie evitate. Oameni buni, încercați să renunțați sau să reduceți factorii de stres, substanțele nocive, să le locuiți cu vitamine și minerale, extrase din fructe și legume, ba chiar și suplimente. Păstrați-vă sănătatea cognitivă, căci este cea mai importantă, zâmbiți mai mult, râdeți la fel de mult și uitați măcar pentru câteva momente că sunteți adulți. Abonați-vă, apreciați și distribuiți!